Peste 1100 de sancțiuni contravenționale și 30 de infracțiuni au constatat polițiștii din Alba în cadrul acțiunii Blocada. În perioada 13-21 august, oamenii legii au constatat 30 de infracțiuni, dintre care 8 de natură judiciară, 13 la regimul circulației rutiere, 3 la regimul armelor și munițiilor, restul faptelor vizând alte genuri de infracțiuni. Dintre infracțiunile descoperite, 20 au fost constatate în flagrant delict. În cadrul acțiunii, polițiștii au depistat o persoană urmărită la nivel național și internațional, posesoarea unui mandat de executare a pedepsei închisorii. Totodată au fost aplicate 1128 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 226.400 de lei, dintre care 134 pentru nerespectarea normelor privind ordinea și liniștea publică. Dintre sancțiunile aplicate în trafic, 10 au fost pentru consum de alcool, 586 pentru viteză neregulamentară și 28 pentru nerespectarea normelor legale privind depășirea. În plus, polițiștii au reținut 52 de permise de conducere, dintre care 10 pentru consum de alcool, 2 pentru viteză, 40 pentru alte abateri și au retras 31 de certificate de înmatriculare.